Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește fasole verde cu ciolan și cu lapte acru. Haidea să vă arăt ingredientele. Dragii mei, după cum vedeți, nu avem nevoie de foarte multe ingrediente, puține, și o să facem o mâncărică delicioasă. O să avem nevoie de fasole verde, care are 450 de grame, o să avem nevoie de o ceapă mare, o să avem nevoie de o bucățică de ciolan în jur de 150 de grame, 200 are, avem nevoie de 4 căței de usturoi, mărar, ceapă verde, o să avem nevoie de un praf de sare și la final, pentru îngroșare, o să avem nevoie de o lingură jumate de făină și 250 de grame de lapte acru. Deci cam de atât avem nevoie să facem o mâncărică de fasole verde cu lapte acru și cu ciolan și cu smântână, cu de toate. Deci o să, adică cu lapte acru. O să fie un sos gros, o să vedeți ce bine o să iasă și ce gustos și ce rapid să face. Haidea să dăm drumul. Prima dată trebuie să tocăm ceapa. Am aici o ceapă foarte mare care vreau să o tai așa cuburi micuțe, așa foarte măruntă, ca să se facă mai repede. Noi facem o mâncare simplă, foarte rapidă și eu zic că și gustoasă. Știți că fasolea verde se poate face în multe feluri, chiar în foarte multe feluri. Eu cel puțin fac în 3-4 feluri, deci eu. Dar se poate face și în mai multe feluri. Eu de data asta m-am hotărât să o fac așa cu sos gros și cu lapte acru. Deci să vedeți ce bună e. Deci e simplu, dar delicios. Am tăiat o ceapă foarte mare, după cum se vede. Eu aici am și jumătate de legături de codiță de ceapă verde. Le tăiem și asta, nu-i musai așa mărunt. Asta se topește, așa îi dă un gust foarte bun. Se vede ce un gust bun dă. Așa. Am aici jumătate de legături de mărar. Eu le-am spălat, dar n-am luat gumița. Uitați acum, tocăm și mărarul. Așa. Am aici, după cum vedeți, usturoi foarte mult. Vedeți cât usturoi avem? Chiar avem foarte, foarte mult usturoi. Vreau să fie cu mult usturoi, fiindcă usturoiul îi dă un gust aparte, mai ales cu lapte acru, să vedeți ce un gust dă. Cât am aici? 2, 6 am, dar ăștia sunt mari, ăștia sunt foarte micuțe, dacă vedeți. No, haide să nu ziceți că exagerez, să iau 2, să las ăștia micuțe. Le tăiem și ăștia, așa mici. Deci, după cum vedeți, stați să fim mai încolo, așa, tăiem și ciolanul. Am aici o bucățică de ciolan fiert, e ciolan afumat și fiert, dar pentru gust, că are un gust foarte bun, așa, de afumătură, și o tăiem așa cuburi mai mici, ca să o prăjim aici, să o dinstuim foarte bine, să iasă gustul ăla de afumat, că este afumat și este foarte, foarte gustos. Uitați, așa le tăiem în lung, vedeți? Avem destul, avem 200 de grame aici. Pentru noi este suficient, că la noi acum dar nu mâncăm numai carne goală. Cât e o farfurie la fiecare, pentru noi e suficient. Uitați, am tăiat-o în bucăți așa, nici foarte micuță, dar nici mari. Așa, cam de un degețel. Așa. Și acum, cum vedeți aici, e tocată tot. Haideți să vă tai fasolea să vedeți cum arată. Mm-hmm.
Uitați-vă aici, așa arată fasolea noastră, congelată, e de la Lidl, este foarte bună, se fierbe foarte rapid și este foarte gustoasă. Acum, dragii mei, o pun tot într-o farfurie, așa, că asta le băgăm la oaltă, la dinstuit. Chiar trebuie un pic călit, într-un pic de ulei, o călim foarte bine și să vedeți cum o facem. Deci merem acum, după ce am tocat tot, am aici tocat, am și fasolea desfăcută, merem la aragaz, dăm drumul și să vedeți ce repede să facem mâncarea. În doar câteva minute avem ceva rapid și delicios. Haideți la aragaz! După cum vedeți, am băgat cratița paragaz, am pus 2-3 linguri de ulei și acum punem ciolanul și ceapa, mărarul, usturoiul la călit. Așa. Amestecăm foarte bine. Și pun pe ea și un pic de sare, nu foarte mult, puțin, că ciolanul este puțin de tot afumat. Puteți pune așa o jumătate de linguriță de sare. Dacă o să mai fie nevoie, o să mai punem. Asta am pus pentru ceapă, ca să se moaie mai repede. Și călim pe foc câteva minute, până se moaie ceapa și iasă gustul ăla bun din ciolana cu mătura, să primească un gust bun. Și o dinstuim foarte bine, uitați ce culoare faină are. Ceapa se călește foarte bine. Și acum, uitați, am golit fasolea în farfurie. Punem și fasolea tătă peste ceapă și peste ciolan. Și călim și fasolea. Uitați, așa, amestecăm. Acum lăsăm puțin să se călească, foarte puțin, și uitați, o să punem un pic de apă peste, dar nu foarte mult, puțin. Așa să vă arăt cât. Atât, nu mai mult. Punem o cană bună, o cană de vreo 200, peste, deci să nici nu se acoperă foarte bine, așa, și lăsăm să fiarbă. Așa, lăsăm aici să fiarbă până fierbe, că asta nu durează mult, că ciolanul îi prefer, fasolea e congelată, ea nu trebuie să fiarbă extraordinar de mult, ea în 15-20 de minute este gata. Și acum lăsăm să fierbe și merem și facem îngroșarea. Vă arăt, vreau să aibă gustul ăla puternic de usturoi, deci să fie ca un sos de usturoi. Și atunci asta două ce am pus eu deoparte, o tocăm foarte mărunt, uitați așa. Am tocat usturoiul, o punem aici în farfuria asta. Așa, haideți să o lingură și uitați-vă aici. Deci am pus usturoiul, punem făina, care v-am spus e o lingură jumate, și 250 de grame de lapte acru. Uitați așa. Dacă mai trebuie, putem să punem puțin apă să completăm.
Și acum o dizolvăm făina să nu fie cocoloasă. Deci trebuie bine, bine, bine amestecat să se încorporeze cu laptele acru și făcut ca o pastă, un sos. Aici mai putem băga, dacă dorim, un pic de mărar pentru un plus de aromă. Deci uitați, o să mai aduc puțină apă, foarte puțin, nu mult, că este foarte groasă, dar vreau să dizolv foarte bine făina, să nu rămână cocoloasă. Ia să topește. Dacă o amestecăm foarte bine, ia să... Deci asta este îngroșarea. Asta o punem ultima dată. Când punem asta peste, mai lăsăm vreo 5 minute să fiarbă făina din ea și mâncărica noastră este gata. Lăsăm fasolea să fiarbă foarte bine acolo, pe foc, și cu asta o îngroșăm și mâncarea noastră este gata. V-am mai spus și vă mai spun încă o dată, fasolea verde se poate face în N feluri. Se poate cu bulion, se poate cu smântână, se poate numai cu zamă, se poate groasă, subțire, zamă, cum vreți. Dar acum mie m-a venit așa să o fac cu lapte acru și să o fac așa cu mult usturoi, ca un fel de sos. Și am avut și bucățica aia de ciolan afumat în frigider și am zis că facem repede o mâncărică de fasole verde și mâncăm ceva rapid și bun. N-am mai făcut de mult așa, dar v-am spus, noi obișnuiam să facem și cu lapte dulce și cu lapte acru. Acum depinde de gusturile voastre, cum vă place. Mie îmi place și cu lapte dulce și cu lapte acru. Și mai smântână punea maică mea când n-avea lapte sau lapte dulce sau lapte acru, punea și smântână. Ce avea acasă, să știți. Acum nu e ceva bătut în cuie, că ba, nu poți să faci numai cu aia. Ia încercați, dragii mei, să face și alt mod de a face, nu numai cum știți voi și cum sunteți obișnuit, să încercați și în alt fel, să vedeți că ce bună e și ce rapidă e. E o variantă mai simplă, mai rapidă, mai, eu zic că și mai gustoasă, depinde, dacă vă place un pic mai acruț sosul, să vedeți ce bun e cu lapte acru. Dacă nu, faceți cu lapte dulce, faceți fără lapte, cum vă place. Nu pune mami, că mai vrea să aducă mami puțin, nu mult. M-am amestecat foarte bine. Uitați așa, o să dizolv făina, să nu rămână cocoloasă, că nu-mi place. Că mai trebuia eu să amestec cu un tel, știți? Să amesteca cu mult mai bine decât cu lingura asta. Uitați așa. Și mai pot să clătăresc un pic... Am dus un pic de apă, dar nu o să punem tot, uitați așa, să mai facem mai subțire, că e prea groasă sosul ăsta și mai amestecăm. Bineînțeles, în asta am avut laptele acru. Dacă vi frică că rămâne cocoloasă, puteți să străcurați printr-o sită și atunci fiți sigur că nu rămâne niciun cocoloș. Că văd că trebuie bine, bine, bine să... Dragii mei, după cum vedeți, uitați-vă aici, ea s-o fiert, uitați, am gustat, este fiartă fasolea
V-am spus că ea e congelată și carnea e fiartă. Uitați, am făcut un amestec de îngroșare, deci usturoi, făină și lapte acru. Și acum băgăm aici așa tot, așa, curățăm blidul, vedeți? Și amestecăm. Dăm focul mai tare, că eu am lăsat-o la încet, că acum ea s-a oprit din fierbere. Și uitați-vă așa, aici așa, ce sos gros s-a făcut și ce culoare faină are și ce miroasă, că miroase a usturoi, că ați văzut că am băgat în ea usturoi. Deci asta este o fasole verde, groasă, cu sos, cu ciolan, cu usturoi, cu lapte acru. Este minunat, miroase foarte bine, are o culoare foarte faină, miroase extraordinar. Acum mai lăsăm să dea 2-3 clocot și imediat servim în farfurie. Mâncărica noastră este gata. Uitați așa arată. Este o mâncare de fasole verde, groasă, cu sos de lapte acru, cu usturoi, cu un pic de ciolan afumat în ea. Este o mâncare delicioasă, foarte bună, rapidă, la îndemâna oricui. Chiar vă rog să încercați și voi rețeta, să vedeți cât e de bună, cât e de rapidă. Și vă invităm la masă, să mâncați cu noi. Deci mâncarea noastră este asta, astăzi asta o să mâncăm, așa mâncăm noi. Și vă invităm și pe voi. Nu rămâne decât să vă spun poftă bună, dragii mei, și neapărat, neapărat să încercați rețeta, să vedeți cât e de bună. Poftă bună și vă spun la revedere!